Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Biletele costă 8,80 euro fiecare, e scump transportul în Berlin. Sunt realizate din hârtie comestibilă, sunt impregnate, citesc, cu nu mai mult de 3 picături de ulei de cânepă fiecare. Și trebuie să te abții până să termină călătoria. Asta e șmecherie. Presupun că da. De prin controlării. Trebuie mâinile. Operatorul de transport în comun susține că uleiul de pe etichete, etichetele sunt valabile 24 de ore. Ne mai stăm acum cu termene de garanție. Este, citesc, complet inofensiv pentru sănătate și complet legal. Mă rog, asta e o discuție mai largă. Da. Cu... Da, aparent sunt antistres, nu te mai deranjează nimic după ce le înghiți. Dacă la noi bagă STB-ul prăjiturele de-astea, prăjiturele, Luca, prăjiturele. Cum ar fi? Îți vizi mașinile. Da. Noul guvern de coaliție de la Berlin a promis să legalizeze utilizarea de cannabis în scop recreațional. Acum toată lumea cred că e de acord că nemții au nevoie să relaxeze un pic. Problema este să nu înceapă să facă glume. Glumele nemțești sunt de neuitat. Într-un comunicat al companiei, scrie așa, citez, uleiul de cânepă este în principiu la fel de inofensiv ca uleiul de floarea soarelui, uleiul din semințe de dovleac sau uleiul de măslin. Deci, practic, poți să pui ulei de cânepă și în salată și nu e din iarbă de aia de credem noi. Da, da, da. Mă înțelegi, care va să zică? Compania asta însă are un marketing neconvențional, ieșit din comun. Deci au făcut diverse scamatorii de marketing. În 2018 s-a făcut coadă mare, au lansat, mă rog, lansau perechi de pantofi de sport care puteau fi folosiți drept abonament pe un an la metrou. Deci cumpărai cu pantofii respectivi, intrai la metrou. Ce să mai plătești bilet și da. Pantofii costau 180 de euro perechea, un abonament pe un an costa 760 de euro. Deci foarte mișto ideea. La noi, mă rog, eu am remarcat că în mijloacele noastre de transport în comun se pot purta pantofi de orice fel și nu se plătesc bilete. Deci nu știu de ce ar trebui să-ți cumperi ceva. Bine, acolo practic te doare în bașcheți, intri la metro când vrei. Așa e? Păi da? Dacă ai folosești bașcheții ăștia... Asta da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.